Poliția e aici afară, este circuit! Antrenamentul trupelor speciale de intervenție ale poliției se împarte în mai multe categorii. Vine antrenamentul pentru pregătirea fizică, antrenamentul pentru pregătirea tactică de luptă de intervenție, antrenamentul pentru tragere, adică instrucția tragerii, și cel pentru luptă corp la corp sau imobilizare, antrenamentul de combat. Pregătirea luptătorului de intervenție trebuie între 8 și 10 ore zilnic. Avem mai multe grade de pregătire, așa ce mă refer la partea de bază, la partea de basic, partea de advanced și partea de expert, partea de specialitate maximă. Bineînțeles că la fiecare antrenament trecem prin partea de bază, repetăm noțiunile fundamentale, noțiunile de instrucție primară, după care, bineînțeles, începem să diversificăm astfel încât să reușim în timpul cât mai scurt fiecare luptător de intervenție să poată să lucreze cât mai multe situații tactice, desprinse de regulă din situația operativă, desprinse din realitate și aplicate la instrucția de pregătire. Primul pas și cel mai important pas când lucrăm împreună sau până să ajungem să lucrăm împreună este selecția luptătorului de intervenție și acțiuni speciale. Din faza de selecție, din faza de prepregătire, din faza de testare a lui, de evaluare a lui, ne dăm seama dacă este genul de luptător sau genul de persoană care poate lucra în echipă, dacă poate lucra coordonat, dacă poate lucra sub stres foarte, foarte mare. De-abia după aceea pasul următor este de selecție propriu-zisă, după care de integrare. De asta nu avem dificultăți, pentru că gradul și procesul de selecție este incredibil și foarte, foarte riguros. Pregătește luptă! Și atacă! Atacă!
mai peste voi! Nu vreau să ne face! Ești afară! Dacă este frică de voi, ce vrei? Puțin forță! Hai de aici! Hai de nou, prinde de aici! Hai să vă bădă! Gata, mă, preză! Atenție! Plecăm! Frânge! Alt hal! Și... Yeah, imagine!